Bine ați venit la un nou videoclip unde vă prezentăm harta mea de Minecraft. Ignorați aia. Am făcut un pod, am făcut cave-uri de-astea mari pentru diamante. Am făcut aici ceva de pescuit, da. Dar nu mai folosesc. E și Lisa cu noi. Hey. E pe acolo, pe undeva, uite. Uitați-o. Am făcut aici ceva. Oi. Am făcut oi, vaci, multe găini. Arătăm și mina, în care am găsit chestii și aici n-am găsit diamante. Uite, asta e o fermă automată de sugar cane, din câte puteți vedea. A strâns ceva. De acolo am mai luat eu, de aici are ceva. Aici e o fermă foarte mare de grâu, ca să mulțim vacile și oile, nu sunt gata. Acolo e o altă gaură unde am căutat. Aici avem niște villageri și iron golem, care villageri i-au spawnat. Sunt o groază de villageri. O fermă automată de morcov, dar nu cred că o să mai folosim vreodată. Beacon wall, încă o fermă de sugar cane. Că și na, ce putem face? Vechea fermă de beetroot, vechea mină. Aici o casă frumoasă, aici o altă fermă. Alte două ferme și ce îmi place mie cel mai mult, ferma de pepeni, așa. Da, cei mai buni. Și ăștia ne aduc emeraldele și am pus etaje. Eu vreau am să pus ferma de vreau să văd câte etaje am. Nu o să stăm să le numărăm că sunt cam multe. Da, hotelul de sticlă. Da, hotelul de sticlă. Oh, no. Oh. Aici urci ca să iei alea. Aici o mini casă, că de ce nu? Aici am făcut un balcon. Am făcut să Alex mie căsuță, dar... Nu, no, Lisa, nu e aia. Ai confundat-o. Aici era o casă, dar i-am pus două flori și aici e un chest. Vreau să vă arăt. Marea găină. Aici e fermă de copaci. Lisa, vino înapoi, că o să prezentăm și aia. Aici o casă, ăsta n-are ce să caute aici, dar e așa de design. O mini curte. În câte vedeți, ăștia sunt așa într-o parte, frumos. Aici e așa frumos, simplu. Și aici am niște furnale. Furnale de-astea, Blast Furnace. O casă de asta și marea casă. Uitați ce casă am făcut. Da, marea casă. Asta este cea mai importantă. Marea casă este. Mare. Nu e marea casă. Așa i-am zis noi acum. Da, așa i-am zis. Aici este cea mai tare mină. Hai să vă arăt intrarea. Uitați intrarea. Lisa vă arată casa, eu vă arăt mina. Ia uitați ce bogat e Alex. Și televizor a reușit să facă. Ia uitați, uitați ce mină lungă. Și vrea să termin toată asta. Ia uitați bucătărie. Și să fie așa o cameră foarte lungă și frumoasă. Ce zice, ce bogat Alex. Și vreau să vă mai arăt și camera lui. Uitați, e camera lui. La intrare, niște diamante. Hai, diamante sunt ale lui. Diamante. Ignorați-o pe Lisa, nu e pricepută. Emeralde, am uitat. Și aici e găină. Aici e calul. Ada și mai avem și niște cai aici. Da, deci găina. Am vrut să fac o casă de obsidian. Stai, unde? Alex, m-a surprins cu găina asta. Aici avem niște cali și calul a fost primul meu cal. Și am pus și nume ca să nu dispară. Nu o să-mi ține știe ce. Deci vreau să mai dar calul ăsta e tare. O luăm de la început. Lisa, deci vreau să le prezint un pic găina. Deci fiți atenți. Aici frumos așa cu aur, cu tot ce vrei. Și punem lavă și găinile mici stau aici și când cresc mor și pac, vine aici. Mâncare pe tot ce vrei. Da, și ăla e de decor. Vreau să arăt camera lui Alex. Mie mi-a plăcut designul. Și vreau să vă arăt aici. Ia uite, ce ziceți? E bogat Alex? Eu zic că e bogat. Nu sunt foarte multe diamante, dar am ghinion de diamante. Da, Alex am ghinion. Ia uitați, ce e bogat mare Alex.
chiar e bogat și aici. Vreau să vă prezint și o fermă asta, o piscină, încă o fermă. Da, Alisa e nebunită după piscină. Da, deci lumea... Aici e o fermă de liane. Aici a o fostă pădure care am distrus-o pe toată. Asta e un turn pe care am folosit eu să știu unde e zona. Și ăsta e un spawner de mob. Și o să vă arăt și spawnerul. Celelalte spawnere. Vreau să fac aici. Aici e o fermă, Lisa. Da. Uite, da, aici ar trebui să cadă mobi, dar sunt pe creativ și nu prea merge foarte da, bine. Da, pe creativ. Că să vă prezintă mai bine, nu jucăm pe creativ. Aici a fost spawnul. Aici m-am spawnat într-un copac. Vreau să vă arăt aici, deasupra, că Alex nu vă arăta. Uitați ce bogat e Alex de emeralde. Da, datorită fermei de... Vreau să vă arăt și ferma pepe. De copaci. Uitați ferma de copaci. Aici? Lisa, aia nu e ferma de copaci. Vechea lui fermă de copaci. Da, dar o să distrug eu cândva. Că nu o mai... să distrug eu. Că stă acolo doar ca să arate. Și nu arată frumos. Aoleu, doamne. Așa, și vreau să vă arăt aici. Cred că Alex a găsit aici primul portal. Nu, acolo m-am spawnat eu, chiar în față. Chiar... Hai să vă arăt unde m-am spawnat eu. Era un copac aici. Stai. Uite, uitați aici. Am spart, am ieșit și am văzut asta. Alex, sper să nu spart ceva. Lisa. De ce vrei să spargi ceva? Am zis sper să nu sparg ceva. Hai, mă, îi glumeam și eu. Da, chiar îmi place. Și mai am aici o mică, foarte mică, foarte, foarte mică fermă de dovleci. Da. Deci Alex m-a uinit pe mine cu lumea asta. Ce-a putut el să facă? Chiar m-a uinit. Joc zilnic pe lumea asta. Chiar. Și acesta a fost micul nostru videoclip. Ia să văd un pic cât a durat. Da, ne-am fost Lisa și Alex. Pa! Pa!